Și domnilor, Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi discutăm despre ultimele măsuri propuse de guvernul Ciolacu. Deja sunt în dezbatere publică. Cumva este o revoluție în domeniul fiscal, dar și bugetar. O revoluție așteptată și de oamenii de afaceri, dar și de celelalte categorii profesionale. Se pare că banii la buget nu prea mai sunt, mai spre deloc, și se caută tot felul de soluții. Dacă soluția este să-i cocoșăm din nou pe oamenii de afaceri și pe mici întreprinzători, vom vedea. Discut astăzi despre perspectivele guvernului Ciolacu din punct de vedere fiscal și nu numai, dar și despre ce se întâmplă la nivelul administrației publice locale cu domnul consilier local PSD Remus Grigorescu. Bună ziua! Să rămână și mulțumesc pentru invitație! Domnule Grigorescu, se anunță o toamnă grea pentru micile afaceri din România. Guvernul Ciolacu este pus pe fapte mari, nu neapărat în cel mai la modul pozitiv. Acum, situația este în felul următor. Cu siguranță că tot ceea ce și-a asumat guvernul Ciolacu este un lucru extraordinar, pentru că, în primul rând, este, cred că, pentru prima oară după Revoluție, când avem de-a face cu un guvern care se angajează să ia niște măsuri, măsuri care cumva vin ca urmare a faptului că s-au tot acumulat în timp tot felul de chestiuni care trebuiau cumva reglementate de guvernele anterioare. Este drept că, din punct de vedere fiscal, noi am asistat de-a lungul timpului la tot felul de modificări, modificări care cumva au contribuit la ceea ce înseamnă astăzi România din punct de vedere fiscal. Părerea mea este că până nu vom vedea exact ce înseamnă aceste măsuri, noi vedem ce este prin presă. Dar deocamdată, haideți să așteptăm să le vedem efectiv. Și în funcție de asta vom putea face o discuție mai aplicată pe fiecare domeniu în parte. Acum nu știu dacă neapărat micile afaceri vor fi așa zis lovite, pentru că avem și situații... Și mici și mari. Avem și situații în care nu întotdeauna multe din reglementările fiscale au fost sau nu au fost deloc respectate de către agenții economici. Da, vreau să vă spun că de curând INS a venit cu noi clarificări în ceea ce privește câștigul mediu salarial, iar Vâlcea, bine, nu pare șocant, da? Este din nou pe ultimele locuri. Vorbiți de salariul mediu, da. Da. Să nu uităm că întreaga Oltenie, în afară de Dolj și Gorj, unde salariul mediu este ceva mai mare, în toată zona Olteniei situația este critică, pentru că, să nu uităm, în ultimii 30 de ani s-a investit prea puțin în zona Olteniei. Au fost mai degrabă puse în evidență județele din zona Transilvaniei și, mă rog, județele care se află la nivel de graniță. Mai puțin județele care, în mod normal, aveau, să zicem, platforme industriale care produceau efectiv un plus de valoare. Din păcate, este o situație care mai degrabă este pusă de actuala conjunctură și nici de cum de ceea ce unii cred că am putea să facem. Da. Aveți dreptate, dar totuși, domnule Grigorescu, vedeți dumneavoastră, suntem în continuare pe ultimele locuri, nu reușim să mișcăm până la urmă această căruță a economiei locale. Să știți că încercări s-au făcut și se fac în continuare, tocmai pentru a revitaliza. Să nu uităm că din 2012 județul Vâlcea este printre puținele județe care și-au schimbat în mare structura cifrei de afaceri, sau să zic așa, structura de realizare a produsului intern brut. Dacă până în 2012 aveam predominant platforma industrială care contribuia, corect. Da, din momentul în care această platformă industrială a trecut, să zicem, la o restructurare masivă, a făcut ca județul Vâlcea să ajungă într-o astfel de situație. Asta nu este o chestiune care se ține neapărat de factorii locali. Pentru că factorii locali știți foarte bine că au fost discuții în perioada anului 2012, când ne-am fi dorit ca Olchimul să-și reia activitatea. Din motive nescrise și, mă rog, și-au spuse sau mai puțin spuse,
situația... Deci la nivel, mă bazez acum, și de asta vreau să discutăm subiectul acesta, mă bazez pe experiența dumneavoastră de statistician, da, de om care știți cum să joclați cu cifrele și cu procentele. Salariul mediu net în România, da, se ridică la 850 de euro în 2023, cu o creștere de 25% față de 2019, da? Deci ne referim strict la date oficiale, da, oferite de INS, da? Avem câștigul salarial mediu brut pe economie în luna mai 2023, 7.229 și cel net 4.543. Și sigur, primele poziții, acum să ne ducem pe județe, primele poziții avem Bucureștiul, vorbim de câștigurile nete, 5.812 lei, Clujul 5.378. Da, rămâne în general același județ. Sibiu de lângă noi. Sibiu este... Da. Salariul mediu net la Sibiu este de 4.562. Și avem la polul opus cele mai mici venituri nete din România. Avem Vâlcea cu 3.300 de lei, Caraș-Severin. Nu cred că este chiar printre ultimele locuri. Caraș-Severin 3.298, Vrancea 3.226 și Telorman 3.095. Da, păi ce vă spune locul 39 din 42, domnule Grigorescu? Suntem pe ultimele locuri, pe bune. Deci la momentul acesta... Și nu este alfabetic, este în funcție de câștig. Am înțeles. Situația, cum să vă spun, este una legată de modul în care s-a schimbat foarte multe date în ultimii 10 ani de zile. Să știți că situația aceasta se întâmplă cam peste tot. Sunt județe în care statul a investit mult mai mult și sunt județe în care statul a investit mai puțin, din păcate. Gândiți-vă că majoritatea celor care se află pe ultimele locuri acolo sunt orașe care au fost mai degrabă monoindustriale și care și-au pierdut, să zicem așa, nucleul principal de creare de plus valoare în detrimentul altor zone. Spre exemplu, în cazul județului Vâlcea, să știți că modificarea de structură a fost extrem de profundă după 2012. Gândiți-vă că la momentul ăsta... Suntem în 2023. Da, s-au făcut și se fac încercări. Una din acelea este una dintre mișcările care se fac și care cumva vine, să zicem, în consonanță cu ceea ce se întâmplă în economie, este aceea de a schimba un pic profilul județului. De a încuraja activități care până la momentul 2012 nu prea erau băgate în seamă. Vorbim de partea de turism, da? Mai ales că în ultima vreme s-au băgat foarte mulți bani în ceea ce înseamnă infrastructura județeană și lucrul ăsta este bine ca urmare a ideii de a încuraja turismul local. Dar sunt încercări de a reechilibra situația economică la nivelul județului Vâlcea. Dar fără un sprijin din afară, de la nivel guvernamental, este destul de greu de realizat. Aveți dreptate, însă trebuie găsite soluții, pentru că uitați-vă deja la nivel guvernamental, de la nivel guvernamental vin idei din acesta de creșteri de taxe, da? Iar despre salariile, măcar ale celor din mediul privat, nu vorbește nimeni. Pentru că aceste salarii depind de cei care angajează. Dar în afară de minimul salarial care este obligatoriu pentru toate structurile, fie publice, fie private, toate celelalte, tot ce înseamnă privat, depinde de cel care investește. Atunci eu se pune întrebarea. Știți că toată lumea se plânge de această situație, dar nimeni nu se uită, de exemplu, la structura produsului intern brut din punct de vedere al resurselor. Da? Da. Sau haideți să vorbim din punct de vedere al distribuției veniturilor. Este posibil ca într-o țară a Uniunii Europene, la momentul ăsta, să am 60-65% din produsul intern brut care merge în zona de capital și numai 35%, maxim 40% în zona de muncă? Și cu toate acestea, foarte mulți oameni din zona privată se plâng de aceste salarii că sunt încă foarte mari, dar din punct de vedere al realității macroeconomice, situația este cu totul alta. Ori să știți că există directive la nivel european care prevăd foarte clar ca pe o perioadă de timp dată, majoritatea statelor se modifice. Și să știți că cred că Bulgaria și România au un astfel de tip de balanță în care capitalul primește mai mult decât primește munca. Da, aveți dreptate. Cumva discrepanțe sunt în discrepanța zona asta. Această discrepanță macroeconomică este datorată modului în care se face distribuția veniturilor în această societate la momentul ăsta. Ok, bun. Deci, una dintre sursele de distribuție o reprezintă și salariul pe care o primește. Da.
Și cu toate aceste lucruri, domnule Grigorescu, observ că, iată, guvernul Ciolacu caută soluții fiscale, caută cumva să strângă bani la buget. Și ce să vezi? Avem angajații din construcții și agricultură care vor plăti CSS. IT-știi, ați văzut că nu mai sunt ținuți cumva în brațe, adică sunt domenii unde statul a investit. De acord. Da, și de unde se așteaptă acum, nu știu cum să zic, să salveze întreaga economie, nu înțeleg, vă spun sincer. Nu neapărat, dar să știți că noi venim cumva și din urmă cu niște tare. Din păcate, eu m-aș fi așteptat ca în această perioadă să văd ce s-a întâmplat, de exemplu, ce se întâmplă în Marea Britanie. Aș fi vrut să văd pe cei care au condus această țară în perioada pandemiei și să văd cum dau ei socoteală vis-a-vis de niște cheltuieli nejustificate făcute în acea perioadă. Cheltuieli poate că din anumite puncte de vedere erau necesare, dar uneori aceste cheltuieli au depășit cu mult ceea ce trebuiau să facă la momentul respectiv. Aștept în continuare să văd o analiză corectă a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani și atunci vom înțelege și de ce la momentul acesta este nevoie să avem și alte resurse, să avem alte măsuri decât cele pe care ne le-am fi dorit noi. Bun. La momentul ăsta. Da, este nevoie, avem un deficit bugetar foarte mare, s-a lucrat foarte mult pe depășirea de deficitului bugetar. În continuare, sincer, observ că deficitul bugetar depășește 50% și să știți că aceste măsuri vin în concordanță cu legea deficitului. Sunt măsuri care ne arată că deja ponderea de 55% din datoria publică a României a depășit produsul intern brut. Și este o lege specială care spune că trebuie în aceste condiții luate niște măsuri tocmai în acest sens. Deci nu se face altceva decât să respectăm legea. Lucru pe care cumva să ne uităm. Că dacă media anilor 2010-2019 însemna o datorie publică de undeva între 32-35%, da, gândiți-vă că numai în 2020 am ajuns la aproape 53%. Deci o creștere într-un singur an foarte, foarte mare. Ceea ce face ca aceste măsuri să devină la momentul ăsta necesare. Necesare. Iată că, într-un fel, un partid social-democrat, ca dumneavoastră, este nevoit să ia măsuri radicale, ultraliberale, mă întrebați pe mine, nu știu dacă reușiți să rezolvați toate problemele cu aceste măsuri, dacă ele sigur rămân, pentru că acum sunt în dezbatere publică și nu se știe cum vor evolua lucrurile și cum va arăta la final legea sau ordonanța de urgență, nu? Da. Sunt de acord cu dumneavoastră că sunt dezbatere publică și că această dezbatere publică este extrem de importantă tocmai pentru a lua în considerare doar acele măsuri care pot face bine României și care cumva pot fi acceptate de către întreaga societate. Pentru că unele dintre aceste măsuri consider că sunt luate la momentul ăsta, dacă vor fi luate, cumva ele vor crea foarte, foarte multe nemulțumiri, cu toate că ele sunt necesare. Și atunci trebuie gândit un calendar astfel încât, pe o perioadă de timp dată, aceste măsuri să fie implementate. Da, vom vedea. Deocamdată avem iar povestea cu PNRR-ul și cu pensiile speciale, domnule Grigorescu. CCR-ul trimite din nou, ați văzut, legea în Parlament. Și era de așteptat. Într-o oarecare măsură era de așteptat pentru că au mai fost astfel. Dar problema de fond nu se rezolvă. Nu se rezolvă, da, într-adevăr. Nu se rezolvă. De aceea am văzut cu... Pierdem tranșa a treia. Când am venit la dumneavoastră, am văzut că domnul premier Ciolacu chiar o să ia în discuție această chestiune. Adică eu nu cred că se va face tot ceea ce ține de actualul guvern ca această tranșă să nu fie pierdută. Este extrem de importantă această tranșă. Pentru că dacă pierdem această tranșă, atunci deficitul bugetar al României va fi extrem de critic, iar unele dintre acele măsuri chiar vor trebui luate. Da, avem măsuri ar fi, nu asta este problema, dar... Știi ce este dureros? Vă rog. Că toate aceste pensii speciale, da, cumva au provenit din perioada anilor, dacă nu mă înșală memoria, în guvernul în care era ministrul justiției, era domnul Stoica. Ok. Da? Ele au fost puse în aplicare
de structuri care ulterior au cerut reducerea acestor situații speciale, în condițiile în care toții au fost cei care le-au generat. Deja s-a creat o masă critică la nivelul României, o masă critică cu influență și nu știu în ce măsură, la momentul ăsta, putem sau se poate face ca aceste pensii speciale să fie reduse. Singurul lucru care se poate face este că de acum încolo să nu se mai aplice actualele legi ca să permită acumularea de masă critică în zona acestor pensii speciale. Este greu la momentul ăsta. Pentru că și modul în care a fost formulată cumva a dat loc de interpretare la ceea ce înseamnă modificarea legii în acest sens. Sunt niște drepturi care sunt deja câștigate. Este greu, din punct de vedere legal, constituțional, ca niște drepturi, odată câștigate, ele să fie... Da, eu cred, și acum vorbesc chiar foarte serios, că dacă aceste pensii speciale rezistă și după povestea aceasta cu Comisia Europeană și PNRR, e clar că... Păi, problema este că trebuie luată măsura foarte dur și... La momentul ăsta avem în zona respectivă o masă România critică. România nu-și permite să justiție din România. Eu vă spun că în nicio altă țară, când ai o masă critică de genul acesta și cu persoane influente în zona respectivă, va fi foarte greu. Da. Va fi foarte greu. Sunt conștient de treaba asta. Da. Bun. Pentru că este o chestiune care s-a creat în timp. În 1999 încoace sunt 25 de ani. Este greu la momentul ăsta, vă dați seama, sunt 25 de generații de persoane care au beneficiat de o astfel de pensie specială. Da. Și, mă rog, acum sunt și nuanțe, că nu neapărat solda soldaților era percepută ca pensie neapărat. S-a tot discutat și s-a parat. Dar această problemă a fost aruncată culmea în mass media de către oameni care... Înainte de a face astfel de... Care a fost beneficiarea unui astfel de sistem? Da, nu cred că guvernul Ciolacu va reuși să dea de pământ cu pensiile speciale, însă domnul Ciolacu, de când e premier, a reușit, iată, să-și pună în cap, cum s-ar spune, ONG-urile, pentru că acum 700 de ONG-uri au făcut o scrisoare deschisă premierului Ciolacu în care îi solicită să nu oprească finanțarea în domeniu, da? După cum știți... Că sunt aceleași ONG-uri care au contribuit la modul în care a fost construit PNRR-ul. Pe ONG-urile au făcut PNRR-ul, domnule Grigore. Influențele au venit dintr-o zonă a lor. Că am ajuns în situații în care instituții publice nu au acces la niște fonduri cum au ONG-urile, în condițiile în care chiar era nevoie. Iată, suntem 700 de organizații care ne-am unit pentru a stopa ONG-ul lui Ciolacu, OUG-ul lui Ciolacu, care anulează mecanismele actuale de sponsorizare și lasă fără finanțare tot domeniul ONG. Sute mii de cauze sociale, un sector cu peste 100.000 de angajați și milioane de beneficiari. Această ordonanță de urgență ar distruge un sistem care a funcționat bine timp de două decenii. Față de această măsură ne exprimăm consternarea și cerem urgent să fie abandonată cât mai repede. E un punct de vedere al celor 700 de ONG-uri. Dar sunt și multe alte lucruri care au fost analizate cu siguranță și care au scos în evidență că mulți dintre acești bani... Dar de ce îi schimba acum facilitățile fiscale pentru care, oamenii de afaceri pot să facă sponsorizări? Bun, știu durerile PSD-ului, le cunosc, dar asta nu înseamnă că trebuie să pedepsești un sistem întreg doar pentru că ție nu-ți convine că un ONG a făcut dezvăluiri despre unii lideri politici. Dar stați un pic, că nu este vorba de doar de acel ONG. Sunt atâtea ONG-uri. Dar au fost multe alte situații. Eu sunt sigur că această discuție a avut loc și în cadrul coaliției și, încă o dată, vorbim de o coaliție care are o majoritate confortabilă și, ca atare, analiza în sine scoate în evidență că, dacă este necesar și un astfel de demers, acest demers va fi făcut. Va fi făcut. Bun. Până una alta, eu înțeleg și această revoluție fiscală. O înțeleg până într-un punct. Până în punctul în care pare, domnule Grigorescu, că acest guvern se îndreaptă tot către
zonele funcționale din economie. Stați un pic. Dacă ne uităm un pic, multe dintre cele ce vin acum, cele 50 de măsuri pe care le avem acolo, multe dintre ele se referă la niște facilități pe care statul român le-a dat de-a lungul timpului. Bun. Aceste facilități fiscale nu le sunt posibile la momentul ăsta. Da. Sunt facilități fiscale care au fost negociate la nivelul Uniunii Europene și tocmai aceste facilități fiscale la momentul ăsta vor fi eliminate pe principiul contributivității, în sensul că nu poți anumite zone să le dai niște facilități fiscale și altor zone să le aplici, să nu le dai aceste facilități. Era totuși Păi s-a întâmplat asta. Dar nu a existat la baza acestor facilități fiscale, dacă ne uităm de-a lungul timpului, să zicem așa, argumente care să arate că aceste facilități ar fi fost cumva utile. Poate că s-a constatat la nivel macroeconomic că anumite facilități fiscale nu și-au atins obiectivul pentru care ele au fost date. Și ca atare, acestea se ridică. Este evident că la nivel macroeconomic lucrurile se văd cumva altfel decât le vedem noi la nivel micro. Categoric, dar totuși au și ei consultanți acolo, nu iau genul acesta de... Eu nu cred că astfel de deciziile de acolo, dacă încă o dată, repet, ele au la bază o analiză vis-a-vis de modul în care România s-a angajat în fața Uniunii Europene, că va face niște lucruri și lucrul acesta va trebui să fie făcut. Sunt niște facilități fiscale care pot fi date și care pot fi și ridicate. Spre exemplu, alte, ciudățenii, dacă vreți, vor să elimine sponsorizările primăriilor pentru echipele de fotbal. Păi, dar n-ați văzut ce scandaluri au existat? Păi, în condițiile în care... Pentru că tot din ambiguitate, domnule... Să știți că eu vă dau povestea clubului Steaua. Da. Îi las să joace în Liga a doua. Ajunge această echipă până în poziție... Steaua, și vii și spui că statul român investește într-o echipă de fotbal. Atenție! Și că pe banii contribuabililor tu faci performanță, ceea ce nu este în regulă. Dar eu pun o întrebare și mă întorc la cel mai bun sportiv la momentul acesta. Da? La Popovici. Dacă Popovici n-ar fi beneficiat de condițiile realizate de clubul Dinamo, club care folosește banii publici, noi nu am fi avut posibilitatea să avem un astfel de campion. Mai mult decât atâta, sunt multe alte ramuri sportive. Haideți că statul român nu a contribuit atât de mult la performanțele lui Popovici. Doamna, haideți să nu ne-l asumăm pe Popovici, că nu e cadru. Nu este adevărat. La clubul Dinamo sunt condiții create, cum sunt și la clubul Steaua, condiții create ca mulți din acești tineri să poată să facă performanță. Da? Nu, uitați-vă că vorbim de echipele de fotbal. La echipele de fotbal mai degrabă. Primăria municipiului. Dar să știți că sunt foarte multe echipe, alte sporturi decât fotbalul, care au nevoie de finanțare. Niciun om de afaceri nu va merge într-o astfel de zonă să investească bani. De acord, dar de ce nu faci o chestiune clară? De ce lași lucrurile în ambiguitate? Și pe acum, unii, cred că nu le pe se lasă unii iei cu... Păi numai, că acum o scoate de tot. Păi da, unii iei cu DNA-ul când investesc pe mine, în echipă. Pe mine, dacă mă întrebați până la urmă, sunt lucruri, este, de exemplu, da. Toată lumea se duce și investește în echipele de fotbal. Este optim să investești astăzi? Eu sunt de acord într-un fel, dar stabilește niște reguli clare. Ca instituție publică vorbesc, ca primărie. Ca unitatea administrativ-teritorială, preocupată de binele colectivității, uneori este bine să sprijini anumite ramuri ale sportului, chiar și fotbalul, chiar și sportul în general. Pentru că eu vă spun ceva, cine va mai, credeți că va mai ajunge să sprijine o echipă de fotbal? Credeți că cei care fac afaceri vor sprijini echipele acestea doar de dragul că le place lor fotbalul? Nu, au scos foarte, foarte mulți bani. Unii dintre ei s-au angajat că fac și stadion. Și după aia au lăsat în baltă totul pentru că cineva le promisese că face guvernul stadion. Da. Deci, haideți să... De acord. Da. Sunt acum și aceste derapaje. Ele există, mai ales în fotbal. Da. Da. Haideți să discutăm. Eu vă spun, dacă mă întrebați pe mine, nu scoate o astfel de prevedere. Păi e propunere. Eu nu scoate așa ceva. Bun. Pentru că părerea mea este... Unitatea administrativ-teritorială este o structură care reprezintă, practic, colectivitatea. Păi o decizie de genul acesta... Investește în sport. Bun, este o formă prin care poți să pentru că ai o formă, în primul rând, investind în sport se pot dezvolta mai multe ramuri, copii, exact. Și în al doilea rând este și o metodă de promovare, de publicitate, de marketing, dacă doriți,
pentru orașul respectiv, județul și așa mai departe. Haideți să discutăm de primăria municipiului Nicuta, că sunteți consiliere local, da? Da? Aveți și ați văzut că de-a lungul timpului au fost foarte mari scandaluri vis-a-vis de SCM, da? De faptul că, iată, primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea investește în handbal, în echipa de handbal a orașului. Nu diferă... Eu i-aș imita pe toți cei care critică astfel de situații să meargă în fiecare an, în luna mai, la Budapesta, când are loc Final Four. Da? Și aș vrea să meargă acolo, să vadă ce a însemnat și ce a însemnat Olchimu, echipa de handbal, care a reprezentat nu numai Râmnicu-Vâlcea, ci întregul județ. Eu știu ce a însemnat Olchimu. Și ce a însemnat CSM în 2018, o echipă care reușea la momentul SCM, la momentul respectiv, să bate echipe mult mai tard decât, din punct de vedere financiar, decât s-a băgat la SCM. Deci părerea mea este că, până la urmă, sunt activități în care orice unitate administrativ-teritorială poate să investească acești bani. Dacă nu există niște reguli foarte clare, asta nu înseamnă că mai degrabă pui la punct aceste reguli, dar nu mergi până acolo încât să elimini această formă de sponsorizare. Da. Bun, deci până la urmă, gata, nu mai sponsorizează primăriile echipele de fotbal. Păi, atunci este propunere, poate nu trece. Păi nu, văd că domnul Ciolacu foarte hotărât. Nu știu, poate este în discuție, este în dezbatere. Dacă numai acestor dezbateri se ajunge la concluzia că trebuie să mergem așa, vom merge așa. Dar părerea mea că aici, în zona aceasta, nu prea aș fi de acord. Că discuții și comentarii vor fi întotdeauna. Eu pun întotdeauna problema celorlaltor sporturi în care avem performanță, okay, și care sunt sporturi și atletism, și atletism de performanță și basket, iată, avem echipă, da, în divizia A. Deci lucrurile astea funcționează. Se mișcă. Gândiți-vă că noi, Consiliul Județean a reînviat ideea de sport la nivelul județului prin aducerea acestui club sportiv 1924. Și vedeți și dumneavoastră ce emulație s-a întâmplat la nivelul sportului, la nivelul iubitorilor de sport. Deci cred că aici, totuși, din punctul meu de vedere, cred că lucrurile vor fi ceva mai nuanțate. Da, cu siguranță. Din punct de vedere politic, domnule Grigorescu, ce mai faceți? Sunteți unul dintre... Trebuie să facem, adică să aducem noi membri în cadrul Partidului Social Democrat, să ne întâlnim, să discutăm, să membru la municipiu sau la județ? La municipiu. La municipiu. Păi la municipiu o să aveți candidat la primărie sau? Cu siguranță vom avea candidat. Cu siguranță vom avea candidat. Adică PSD sau prin alianță? Da, Partidul Social Democrat va avea candidat la municipiu. Candidat propriu. Bun. Adică domnul Gutau trece la PSD? Că nu înțeleg. Păi, asta este problema dumneavoastră. Deocamdată este o organizație care va avea cu siguranță candidat la anul la municipiu. PSD-ist, cu carnet de PSD-ist. Cu carnet de PSD-ist. Bun, iată o știre, doamnelor și domnilor, dacă e să ne luăm după cât ne mai pricepem și noi la politică. Așa, cam așa ar părea lucrurile, că domnul primar Mircea Gutău s-ar înscrie în PSD. Oricine este binevenit în PSD. Păi lăsați că, da, oricine, dar nu oricine poate și candida la funcția de primar al municipiului Râmnicu-Vâlcea, nu? Da. Eu zic să lăsăm timpul să meargă. Vă spun că vom avea candidat la primăria Râmnicului. Bun. Iată, o veste bună. Dumneavoastră, tot consiliul local, vizați o altă demnitate publică? Depinde ce se va vrea la nivelul organizației. Dacă organizația va dori, cu siguranță voi merge mai departe și în calitatea mea de consilier. Se votează la dumneastră pentru... Sau cum da, se întâmplă? Da. Orice structură politică la nivelul... Eu știu că mai vin liste. Aia rămâne. Asta este punctul meu de vedere și nu vă contrazic. Da, cu siguranță. Se votează. În mod așa direct? Adică cu votul la vedere? Așa cum sau se secret? Face în adunările și în conferințele specifice fiecarei structuri, se votează lista propusă. Lista. Păi lista aia vă spun, vine lista. Și cine face lista? Propunerile se fac în sală, listele se fac atunci și atunci se va vota. Pe loc? Pe loc, nu pe... Atunci, în momentul respectiv, se fac propunerile.
Da, sunteți interesat de un nou mandat de consilier local? Că poate, nu știu, mă gândesc, poate vreți să candidați la parlamentar, nu, poate nu neapărat, habar nu, n-am, poate nu, vreți depinde, să depinde un post de secretar de stat în guvernul Ciolacu. Să știți că ați fost candidat la europarlamentare chiar și cu șanse la un moment dat. Am fost o lună de zile atunci. Păi asta a fost, da. O lună ați apucat, nu? Da, după a venit prefect. Ați fost prefect de Vâlcea, da. Iată, adică nu e ca și când nu vă întreb degeaba. Da, cu siguranță vom vedea la momentul respectiv. Nu v-ați hotărât sau? Nu, dar nu sunt în discuție. Acum sunt preocupat doar de ideea de a face treabă în cadrul partidului și de a-mi face datoria față de partid. Mai departe vom vedea în funcție de cum vor decurge lucrurile și dacă există dorință din partea organizației de a mai fi în continuare pe orice listă. Din punctul dumneavoastră de vedere, acela al omului de... omului care este atent la cifre. Din septembrie este clar că urmează o toamnă politică fierbinte. Da, într-adevăr. Cu siguranță. Să știți că multe dintre sondaje se vor modifica. Asta vreau să vă întreb. Da, se vor modifica cu siguranță pentru că toate aceste sondaje arată momentul la care se face sondajul. Toate aceste măsuri care vor fi luate cu siguranță vor fi cuantificabile în perioada imediată și în ceea ce înseamnă sondajul politic. Da, cu siguranță. Așteptăm cu interes și toamna până una alta, ne mai bucurăm un pic. Este o perioadă așa de semi, cam toată lumea e ușor amorțită. E perioada de vacanță. Perioada de vacanță, da. După care începem să fim foarte atenți la ce se întâmplă, sigur, din punct de vedere politic, pentru că ce să vedeți, vine toamna, vin și facturile la utilități, adică deja începem să intrăm în alt mod. Da, cumva, din punct de vedere economic, lucrurile s-au mai așezat, s-au mai stabilizat. Să știți că în toate țările Uniunii Europene și nu numai țările Uniunii Europene au astfel de măsuri luate la nivelul țărilor respective. Și o să vedeți că vor fi oarece discuții și în alte țări, vis-a-vis de acest tip de măsuri. Da. Mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule Remus Grigorescu, domnilor și domnilor. Eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă aștept și mâine de la 15:15. La revedere! Mulțumesc!